Da, bună seara, doamnelor și domnilor, la capitan special. Ne reîntâlnim în această săptămână cu amicul nostru Nicu Tașcă, analist politic, fost politician sau actual, nu știu cum să mă adresez. Analist politic, însă în această săptămână vom prefața cu niște scurte comentarii campania electorală generală și sigur vom aminti și despre campania care s-a încheiat cu alegerile locale. Bună seara, domnule Nicu Tașcă. Bună seara, bine te-am găsit. Bine ai revenit. Iată că noi rămăsesem data trecută să continuăm cu ecourile alegerilor locale. Între timp m-am deșteptat așa ca dintr-un coșmar și ca dintr-un somn adânc și mi-am dat seama că suntem în precampania alegerilor generale. Dăm dintr-una în alta, cum se zice. Dăm dintr-una în alta. Înainte de a intra în teme, aș vrea să le spun telespectatorilor că vis-a-vis de ceea ce am spus săptămâna trecută, legat de listele pe care urmau să le fac atunci cei de la Partidul Național Liberal, am spus atunci că doamna Vetuța Stănescu cel mai probabil va ține pentru sine locul întâi la Camera Deputaților. Între timp, listele au devenit cunoscute și am fost confirmat de doamna Stănescu. Apropo, dacă se uită, trebuie să-i mulțumesc pentru asta. E un semnal bun, înseamnă că ceea ce am făcut, analiza pe care am făcut-o aici împreună săptămâna trecută, a avut elemente de real și uite că a devenit realitate în scurtă vreme, păi, ceea ce am spus atunci. Păi știi cum e vorba aia, cine împarte, parte își face. Sigur, e un proverb românesc și chiar am văzut-o acum înainte să vin la emisiune, că era chiar în delegația, cum se spune, oficială, care ducea semnăturile la birou electoral, unde era evident Ludovic Orban și toată pleiada de lideri naționali și am văzut-o acolo, e drept că nu chiar în primul rând, dar am văzut-o și pe doamna Stănescu, ceea ce într-un fel m-a bucurat, pentru că de multe ori am avut senzația că județul Hunedoara n-a mai avut lideri în prim planul politicii la nivel național și s-a simțit asta. Vrei, nu vrei să-ți dai seama, e clar că dacă ai un om acolo care e în cercul puterii, contează și poate să ajute. Acum nu foarte mult, dar poate să ajute într-o mică măsură. Acum am văzut-o pe doamna Stănescu acolo, m-am gândit că dealul este ca să fie în cercul puterii acolo, ea e secretar de stat și atunci semnalul mi-a plăcut. Acum rămâne de văzut dacă acest lucru va și cântări în viziunea electoratului și vis-a-vis de ce spuneam, domnul Heiuș, ce spuneam săptămâna trecută, domnul Heiuș n-a fost chiar aruncat ca o măsea stricată. La gunoiul, nu, hai să spunem, la gunoiul politicii. Da, în afara politicii mari, este totuși pe locul 2 la Camera Deputaților. Loc eligibil, dar. Loc, pentru... da, care poate fi eligibil. În 2016 n-a fost, dar acum, în 2020, lucrurile sunt puțin altfel. Și cât că are unele șanse, sincer, eu nu cred că ar mai merita domnul Heiuș să mai fie deputat, dar sigur, asta vor decide oamenii care vor merge pe 6 decembrie, chiar de Moș Nicolae, la vot. Da, să închidem totuși comentariul nostru vis-a-vis de alegerile locale. Rămăseze să discutăm despre cum s-au concretizat aceste alegeri la nivel central la București. Se pare că și la București au fost multe probleme și spun asta pentru că nu știu dacă procesele s-au încheiat, cred că nici în ziua de astăzi nu s-au încheiat. Am citit undeva că, până la urmă, a fost confirmată și Clotilde Armand. A fost confirmată, sigur, așa, mai din pix, un pic confirmarea asta, pentru că, până la urmă, știți cum e, orice confirmare la acest nivel denotă și un pic de are un iz ciudat, așa, un miros. Înainte de a comenta București, o să-ș dau o informație și pentru telespectatori. Vorbeam de cazul, pentru că am vorbit de PNL de la Vulcan, celebru caz de la Vulcan deja. Ei bine, deși cei doi au fost excluși, se știe, s-a vorbit, a apărut în toate ziarele informația comentată chiar de doamna Stănescu și
așa mai departe. Totuși, cei doi a fost surprins ieri să constat că au depus jurământul de consilier local. Adică, cu toate că e destul de limpede că nu e locul lor acolo după ce s-a întâmplat, sau nu mai sunt doriți de mai mari partidului, cumva s-a orchestrat o chestiune care pe mine m-a frapat și am și întrebat imediat, i-am întrebat pe liderii liberali, cum s-a putut acest lucru. Ei, până la urmă s-a găsit o chichiță că n-au trecut nu știu câte zile de la hotărâre și așa mai departe. Ei, cert e că la ora la care noi vorbim aici, la Capital TV, cei doi consilieri ai PNL-ului sunt cu acte în regulă consilieri. Acum, previziunea este că nu vor sta foarte mult și că într-un timp oarecare, până la urmă, știi cum e, partidul va... Vor fi debarcați. Va câștiga bătălia, nu te lupți niciodată cu partidul, că o să pierzi, și vor pleca. Acum nu-mi dau seama cât de repede, probabil că nu va dura foarte mult, dar mi s-a părut totuși interesant, adică să te anunțe partidul că nu mai ești și tu totuși să fii și să depui jurământ. Adică mi s-a părut straniu. Întorcându-ne la ce m-ai întrebat, da, Bucureștiul e un pol al schimbării, dacă vrei. Adică e un nou primar care își intră în pâine zilele acestea. Pe la sectoare sunt schimbări foarte mari, nu? Singurul care a rămas este domnul Băluță de la 4, care întotdeauna mi-a făcut impresia unui tip liniștit, așa, unui tip la locul lui. Sigur, și domnul Negoiță la 3, la sectorul 3, dar dânsul nu mai e în PSD între timp, e acum la Pro-România, unul dintre liderii centrali. Sigur, ecourile nu s-au stins la București, nu se vor stinge, dovadă ce s-a întâmplat săptămâna aceasta cu aducerea acestor nume sonore în PSD, e vorba de domnul Rafila, care a și intrat într-un scandal imediat ce a fost nominalizat. Sigur, acum și aici e o discuție pe care poate merită să o purtăm, ce înseamnă faptul că tatăl lui a fost securist, a lucrat la securitate în anii cei mai negri ai securității, în anii 40. Dacă contează atât de mult sau nu contează pentru ceea ce reprezintă domnul Rafila astăzi. Păi să mă întrebi cineva pe mine, zic că nu contează, pentru că hai să politica de cadre, aplicăm aceeași politică comunistă de cadre, ce a fost tactul și ce a fost maică-ta. Rămâne de văzut, pentru că s-a născut o dezbatere, am citit foarte multe articole pe această temă, s-au reluat filme care le credeam uitate deja de la Memorialul Durerii, când chiar Alexandru Rafila senior dădea interviu, adică a fost oarecare efervescență. Bun, rămâne de văzut. Totuși, înțeleg că domnul Rafila este locul întâi la Camera Deputaților. Eu zic că cu șanse de reușită în București. Acum, cu mari șanse de reușită. Cu mari șanse de reușită, evident, dar nu știu dacă va reuși să mai tragă foarte mult după dânsul, pentru că în București există și un electorat din acest anticomunist și un electorat de dreapta, cum se spune acum. Și atunci, pentru acești oameni, această felie a electoratului, cred că va cântări destul de greu această temă. Cred că sunt puțini care își mai aduc aminte ce a însemnat de fapt securitatea în anii 50. Este o sigur, dar e o temă care și nu există acest acces la informații astăzi, până și generațiile care nu erau născute în 90 astăzi au ocazia să afle lucruri care s-au întâmplat în anii 40-50. Deci mi se pare că lucrurile se mișcă, de asemenea domnul Străinu Cercel a fost adus în partid, de asemenea un nume cu rezonanță, mai ales în perioada aceasta pandemică. Și uite, interesant e că odată cu aceste lucruri și cu precampanie, cum zici tu, a izbucnit și această belea de 3 cazuri la 1000 de locuitori care face ravagii în București și a închis din nou școlile, restaurantele, teatrele, cinematografele și așa mai departe. Adică începutul nu e promițător, dacă vrei, pentru ceea ce va urma în sensul de precampanie și campanie electorală, pentru că va fi foarte greu. Dacă lucrurile vor sta așa cum încep să stea și deja a început, am înțeles că urmează județul Alba să se ia o decizie, poate chiar în această seară, Alba nu e departe nici de noi, așa că... Doar acum stăm. Încă eram la un moment dat în jurul unui
1,5, mai este până la 3, dar au fost focare, au fost chiar și aproape de noi aici. La un moment dat la Vulcan erau închise restaurantele, la Aninoasa, la Petrila, deci suntem într-un trend, aș spune, nefericit. Și cred că lucrurile se vor menține. Acum, sigur, există și această teorie a conspirației că numărul acesta de cazuri se mai reglează cumva din pix. Astăzi am avut 3400, am mai scăzut de la 4000 și ceva pe nivel național și atunci poate nu va fi atât de grav sau poate se va mai tempera, dar eu cred că anumite zone, înțeleg că la Cluj e deja o problemă destul de mare, în zonele acestea, în polii acestea de dezvoltare, se vede că lucrurile sunt grave și cred că va fi interesant de văzut cum se va desfășura. Dar acum deja avem experiența, am trecut printr-o campanie în plină pandemie, încă una nu cred că va da mari fiori politicienilor, dar vom vedea ce va fi. Cred că din nou se va pune mare accent pe online, pe televiziuni, pe lucrurile acestea care intră mai ușor în casele oamenilor, pentru că contactul cu omul va fi din ce în ce mai greu de realizat. Mai ales dacă lucrurile vor merge pe o pantă ascendentă. Da, deci cum spuneam, la București, interesant, Nicușor Dan era foarte vocal la un moment dat, era pe toate posturile de televiziune că are planuri mari, că o să facă, că o să dreagă. Acum, nu știu, a depus jurământul că nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama, nu l-am văzut. Probabil că dacă n-a depus, urmează să depună zilele acestea. Dar interesant ce o să facă cu cele 300, are peste 300 de acțiuni în instanță în care a dat în judecată primăria municipiului București. Da, asta e o deja temă. Deja e un conflict puternic de interese. Probabil că se va retrage sau le va pasa altor colegi de-ai dânsului de la Uniunea Salvați București, pentru că am înțeles că mai sunt și alții. Mai sunt și alții. Atunci se judecă unii pe alții sau cum? Păi da, acum nu știu exact. Eu din ce l-am urmărit și eu pe Nicușor Dan, pentru că a fost starul săptămânilor care a urmat după alegerile locale, am înțeles că sunt probleme punctuale în care reprezenta anumiți cetățeni, adică încerca să rezolve anumite probleme ale unor cetățeni cu primăria. Totuși nu prea cușier așa, dacă da, nu știu ce va, nu știu ce va face. Oricum, ce a uimit la Nicușor Dan, pentru că l-a adus în discuție, a fost faptul că părea mai uman decât chiar și decât Gabriela Firea, care e destul de expresiv așa. Adică părea mai deschis, l-am văzut în câteva emisiuni, bine, relaxat. Bine, fără să fiu rău așa, faptul că te scobești în nas și te filmează cineva cu camera acum, spusă, bun, asta, fiecare... asta nu te face mai uman, te face mai, nu știu cum să zic. Fiecare politician are momente în acestea, aduți aminte de celebrele imagini în cască, în parlament și sunt, nu, fiecare și, până la urmă, nu asta definește neapărat un politician, că poți să faci diverse, să ai diverse scăpări din acest gen, de acest gen și să ai o carieră strălucită, da? Sigur, nu ține de asta. Nu știu, eu sunt curios ce va face Nicușor Dan, pentru că preia un București într-o stare grea. Bine, adică apă caldă nu este, căldura e cu acum, dacă probleme. Tragi linie după Gabriela Firea, nici nu știi exact ce comentariu poți face sau ce să-i reproșezi sau ce puncte bune poți să-i remarci, pentru că ea a adus un război destul de complicat cu Liviu Dragnea, care a favoritat-o în nenumărate rânduri. Chiar centura Bucureștiului, care nu aparține de București, adică centura ea Bucureștiului, dar nu aparține de București. Da, asta, cred că e o poveste veche asta cu centura. Veche, dar oricum e actuală, pentru că dacă mergi în București fără centură sau centura în halul în care e acum, e extrem de complicat să treci pe acolo. Da, eu n-am înțeles niciodată cum se poate ca după 30 de ani capitala unei țări să n-aibă centură. Bine, să aibă o centură când, de... Când mergi în Ungaria și mergi pe centura Budapestei, adică... Mergi pe 10 benzi. Da, nu, dar simți că ești într-o țară normală la cap. Adică când mergi pe centura, cum vii dinspre Pitești, mai ales pe centura Bucureștiului, te apucă plânsul așa. Mai ales dacă prinzi aglomerație sau ziua în amiaza mare. Da, să spun, centura Bucureștiului care nu e a Bucureștiului, metroul Bucureștiului care e care al Ministerului Transportului... Transporturilor. Da, sunt probleme multe în București. Și Liviu Dragnea care, mă rog, ca să nu, care cumva să ia firea scaunul, să-i smulgă piciorul de la scaun,
articulat-o și într-un mod nefericit pentru București. Ce e drept acum este că, să și spune în teoria politică, cele mai multe voturi după președintele României le are primarul general Capitalei. De aceea această funcție a fost de multe ori o trambulină pentru diversi, nu, Ciorbea a fost primar în câteva luni, după care a ajuns premier. De Băsescu nu mai spunem că el e de notorietate deja. De o tristă notorietate. De 10 ani de președinție. Și atunci, probabil că lui Dragnea a fost frică de o Gabriela Firea cu pretenții mari. De fapt, știi cum e? Că și aici e o discuție. Ea a spus întotdeauna când a fost întrebată, a dat o cotită, cum o dau politicienii în general la astfel de teme sensibile, dar e clar că și-a dorit la un moment dat să fie nominalizată pentru prezidențiale și chiar am urmărit zilele trecute un interviu al Vioricăi Dăncilă și cred că ar fi vorbit mult mai bine decât Viorica Dăncilă și poate ar fi avut o prestație mai bună. Acum, sigur, și Gabriela Firea are defectele ei și poate nu e momentul să îi le contabilizăm aici, dar m-a uimit totuși că Viorica Dăncilă nu a reușit să-și corecteze încă greșelile de exprimare în mare parte, adică a rămas cu el în continuare. Bun, dar au trecut totuși atât de mult timp. Dar acum nu mai are miză să și le corecteze. Păi bun, dar știi cum e? Păi, nu știu, eu cred că fiecare om trebuie să-și dorească să fie mai bun. Adică dacă ai vorbit prost, mi s-ar părea că după un an ar trebui să fie avansat măcar un pic în acest domeniu. Și, da, numai că sigur că e greu. Nu știu, tare aș vrea să-i cunosc pe cei care s-au ocupat în campania de la prezidențiale de Viorica Dăncilă. Bine, așa, dintr-un interes profesional. Acum contează mai mult, părerea mea, că e mai important ceea ce faci decât ceea ce zici. Știi, ca și te contrazic. Să nu faci ce zice popa, să face popa, să faci ce zice popa. Păi bun, dar în politică nu e așa, că vorbeam și în emisiunile trecute și telespectatorii cu siguranță își amintesc. Politica este și despre ce faci, dar este și despre cum comunici. Dovadă că, uite, și la conferința de presă de ieri a președintelui Klaus Iohannis, tema comunicării a fost prezentă, nu știu, în jumate din întrebările jurnaliștilor. Adică e o temă, nu poți să fii un bun politician. Poate pentru că jurnaliștii cu asta se ocupă, cu comunicarea, nu? Da, nu, dar nu poți să fii un bun politician dacă nu stăpânești comunicarea. Eu rămân la credința asta și nu, cum să zic eu, din fericire pentru mine, nu sunt eu singurul care cred asta, sunt mulți alții care consideră la fel ca mine și, până la urmă, așa e firesc să fie. Nu poți să fii un bun politician dacă nu ești un bun comunicator. Numai în România există această teorie că poți să fii un bun politician fără să fii un bun comunicator. Nicăieri în lume nu ești... Uite de la Macron, că când a fost el ales, mi s-a părut că se detașa clar, adică din Pluton. Nu mai am aminte cine erau contracandidații, dar se vedea că omul știe cu comunicarea, cum se zice. Ceea ce detașează. Acum, sigur că pentru o funcție înaltă, și eu cred că primăria capitală a ajuns la 20% încredere. Păi a ajuns pentru că Franța este un stat nereformat. Și știu de mult acest lucru și am citit în multe cărți asta. În Franța e nevoie de o reformă foarte agresivă și, din păcate, greu de făcut, pentru că acolo există sindicate puternice, este unul dintre statele cele mai sindicalizate din Europa. Și e greu să faci reformă. Pentru că mi-aduc aminte când citeam un articol despre căile ferate franceze, unde sunt niște salarii colosale și beneficii peste beneficii și lucrurile nu arată strălucit. Și oricine a încercat să se bage acolo să facă ceva treabă a fost lovit peste mâini imediat de sindicate și sindicalismul lor este mai agresiv decât sindicalismul nostru, adică la ei sunt frecvente ieșirile în stradă, bătăile cu forțele de ordine și așa mai departe. Ceea ce la noi încă nu s-a experimentat foarte mult în anii aceștia. Da, trecând linie după fire, așa cum vorbeam mai devreme, nu știu ce să zic, care sunt lucrurile cu care ești în evidență, lucruri negative, lucruri pozitive. Locul întâi la Senat. Uite, rămân la părerea că s-a zbătut Gabriela Firea pentru București. Nu știu cât a reușit să facă, dar
a fost un personaj pozitiv la Primăria Capitalei. Bucureștiul este un mastodon, trebuie să spunem. Și nu numai Bucureștiul, deja... Toate marile metropole sunt greu de gestionat. Și Bucureștiul e rămas în urmă foarte mult, adică e greu. Nu mi-aș dori să fiu un pilar unicul Șordan. Adică îl vor aștepta momente grele. Dar, pe de altă parte, cum spuneam și mai devreme, e o putere incomensurabilă să fii primar al Bucureștiului. Adică nu e de aici de acolo. E mai mult decât să fii primar într-un oraș mic. Acum trec în linie și luându-o de la capăt, vine Nicu Șordan. Nicu Șordan care este exponentul unui curs al istoriei, este exponentul unei mișcări browniene pe alocuri, Uniunea Salvat Bucureștiu, care acum are o mână politică în Parlamentul României, USR, și e momentul lor să dovedească, pentru că au și USR-ul are și doi primari de sector, Clotilde Darman și încă unul. Și, da, nu mai știu, la 6 știu că e domnul Ciucu, pe care l-am și cunoscut. Da, care este de la USR. Nu, este de la PNL. PNL. Nu, Ciucu e de la PNL. PNL la 5 e Piedone, la 5 la 4 e Băluță, la 3 Nigoiță și la 2 este... 2, la 2 cred că este. La 2 e un la 2, domn, că PNL are un singur mandat în București. Dar, da, și acum vezi cum e, da, contează și cum te înțelegi cu primarii de sector. Firea, într-adevăr, avea un atu asupra lor acolo, erau toți PSD-și, mă rog, erau mai multe lucruri. Acum lui Nicu Șordan va fi și greu să gestioneze și USR-ul și PNL-ul. Dar aș spune ceva vis-a-vis de USR. Ai văzut prin ce furci caudine au trecut până au făcut listele? Pentru că, vezi cum e, se vorbește de multe ori de oameni noi în politică, de partide noi, de... Și constatăm de multe ori că lucrurile arată și miros mai urât decât în partidele vechi. Ceea ce recunosc că nu-mi face plăcere să constat. Cam da. Păi hai să luăm de exemplu că de ei au inventat. După aia s-au mai luat și PSD-ul și, mă rog, și alții. Păi ei au inventat alegerile pentru președinția partidului la USR prin internet. Care nu-mi dau seama cum mai putea să ai vreun control asupra acestor alegeri. Și da, și după aia unii sunt nemulțumiți, după aia alții... rău, că s-au fraudat, hoții, cu tare, până la urmă pupat piața independenței, ca de obicei, dar până la urmă, cum să faci alegeri prin internet? Adică... Bun, se practică în țările civilizate și eu sper că va veni ziua când și la noi se va practica. Dacă nu, prin internet, măcar prin corespondență, așa să nu mai... Și asta prin corespondență, la fel. Păi cum votezi tu prin corespondență? Pui într-un plic și trimiți. Uite, în America se votează chiar și când vorbim. De unde nu știm că ăla cu plicul nu și-a niște bani ca să bage în plic ce trebuie să bage în plic, nu? Păi bun, așa bani poți să-ți iei și când te duci la secția de votare, nu... Mai greu. Nu e chiar așa. Cu Suveica, cu... Sunt metode, s-au inventat, mai ales în România. Mai greu și mai periculos, dar așa cu plicul... Nu știu, eu cred că... Îți dă mutarea în plic. Nu asta e marea problemă la USR, că s-au votat prin internet. Problema este că acolo există o intoleranță la critică. Oricine îl critică pe Barna se trezește că are probleme după aceea, într-un fel sau altul. Nu știu, oricine... Cozechi Chirov nu știu ce probleme. A avut și ea probleme, ei, dovadă că... S-a stâmpărat. Da, n-a mai apărut în ultima vreme. Nu, dar au fost ceva probleme cu listele de la diaspora, când un cetățean care era mai critic la adresa lui Barna a fost scos de pe listă pentru că nu i-a convenit lui Barna. Dar, apropo de scos de pe listă, uite, tot așa o știre de ultimă oră, domnul Viorel Ilie, fost ministru în cabinetele PSD-ALDE, se lipise bine la PNL, pe lista de la Bacău și chiar să discută așa seară la conferința de presă a președintelui despre cazul lui și astăzi am aflat că, înainte de emisiune, că domnul Orban personal s-a ocupat să îl scoată pe listă pe domnul Ilie. Deci, pentru că PNL-ul risca, real vorbind, să fie acuzat de trasnins, pentru că sunt foarte mulți care au fost aduși în partid, care au fost folosiți de partid într-un moment și acum sigur că trebuia să li se ofere un loc eligibil. Și acea poveste era și cu domnul Ilie, care se lipise așa și era și pe un loc 2, nu era chiar în față. Numai că
pune pixul președintelui, se pare că, sau zicerile președintelui, se pare că atârnă greu la PNL. Și domnul Ilie n-a mai fost, nu mai e astăzi pe listă, prin urmare nu va mai fi, evident, parlamentar în... Și în foarte mulți, uite, totuși și recunoștința asta a partidelor au... Partidele au memorie scurtă. Am văzut în păcate și mulți votanți au memoria scurtă. Și asta e adevărat. Și la PSD, dar cu plecădere la PNL. Foarte mulți parlamentari fideli nu și-au mai găsit locurile pe listă. Da, se încearcă acum și o renoire. Uite, săptămâna aceasta, pentru că facem o radiografie a săptămânii, a apărut ideea aceasta a unei absorții. Adică Pro-România să absoarbă ALDE. Și pentru că nu mai e foarte mult timp la dispoziție, am citit astăzi o știre în care însuși Călim Popescu Tăriceanu își dă demisia din ALDE ca să poată candida din partea Pro-România. Deci lucrurile se mișcă și așa e normal în politică, să se întâmple lucruri și să se întâmplă și vom vedea dacă sunt bune, dacă sunt mai puțin bune, pe 6 decembrie. Însă e normal să existe mișcări, e normal să se... facă mici modificări pe ultima sută de metri. Bun, traseismul nu e niciodată plăcut, adică plimbarea aceasta de oameni de într-un partid în altul, dar a devenit deja banal, să zicem, nu prea mai... Dovadă că nici oamenii nu mai sunt sensibili la ideea asta de traseism, adică oamenii o iau ca atare și nu mai sancționează traseismul. Au fost câteva cazuri în care s-a sancționat, chiar și în alegerile locale, dar așa, grosso modo vorbind, nu mai cântărește. Adică dacă ai fost în 11 partide, oamenii nu mai sunt așa de radicali în această privință. Păi mai știu cazul unui fost primar, mă rog, nu-i dau numele, pentru că din ce o să vă spun aici, o să vă dați seama. Domnul primar, dar de ce dumneavoastră trecut ați fost la 6 partide? Ce? Oameni buni, pentru voi am fost, ca să pot să aduc bani aici la comunitate, ca să pot să-ți dea ăștia bani, trebuie să fii de la ei din partid și atunci pentru voi am făcut, iubiții mei. Pot să-i ajut pe telespectatori și să le spun că săptămâna trecută discutam și bănuiesc că acela e primarul, că eu spuneam că e sfârșitul lui politic și tu îmi spuneai că, dimpotrivă, a anunțat că va candida și în 2024. Păi, care e problema? Dacă mai mor să nu fii și poți să candidezi. Păi nu. Bun, acum oricine poate să candideze. Contează și cu ce rezultat o faci, cu ce scop. Pentru că așa, sigur, toată lumea poate candida și câștigătorul, din păcate, e doar unul. Mai ales dacă vorbim de primar, evident. Da, aici în Vara Jiului, ca să, mă rog, mai dăm în alta, a fost o săptămână cu jurăminte fierbinți cu lacrimi în ochi, jurăminte de dragoste și de atașament față de comunitate, cu lacrimi în ochi, mai mulți primari au jurat credință urbei din care provin și Constituției și țării și, mă rog, deci cam asta a fost săptămâna. Dar au mai mulți primari, înseamnă nu toți, nu? Nu toți, că mai sunt. După câte știu, mai sunt. Da, dar am înțeles că nu. Am văzut că a fost la Vulcan. Domnul Merișanu și-a intrat în drepturi. A fost la Vulcan, a fost la Linoasa, a fost la Uricani. La Uricani, a fost la Petroșan, parcă nu? Nu știu. Asta, la Petroșan? Nu știu dacă a fost. La Lupeni a fost? La Lupeni mâine. Da. Dar pe mâine, nu știu, la Petrușa. Păi probabil că mai mult de 3 într-o zi e mult. Ieri s-au petrecut ceremoniile. Da, păi trebuie să participe, nu știu, din partea prefectului. Și trebuie să vină un reprezentant al prefecturii. Nu știu cine... A fost un subprefect, nu am reținut numele. Da, așa se obișnuiește. Dar acum, probabil că la piesele mai grele, probabil va veni doar un prefect. Acum, așa se... Și asta contează, știi? Adică... Cu cine te înscăunezi? Prefectul fiind PNL e puțin probabil să vină la... Poate va veni la Petroșan dacă nu s-a... Lui Lucian Resmeriță. De ce? Nu cred că... Cred că se trece peste
lucrurile astea, nu cred că contează, pentru că dacă se va ține acest lucru, nu vine pentru o singură investitură, vine pentru două, trei și atunci, dacă are norocul să se plieze poate cu Tiberiu Acovriții, atunci poate va merge și la Lupeni. Da. Și mai ales că la Lupeni acolo e și o, cum să zic eu, e și o simbolistică, dat fiind scorul obținut de Lucian Rezmeriță, așa că poate e bine să meargă, nu știu. E scorul cel mai din țară, parcă, sau nu știu. Nu știu dacă e cel mai mare, nu. Mai știu care e. Știu că e jumătate de procente diferență între Lupeni și Hurricane. Dar nu, cred că mai mare la Lupeni. Nu mai rețin. Oricum, între ei doi sunt... Bătălia. Ei finală. Sunt cu cele mai mari scoruri. Campionii scorurilor. Da, acum, sigur, vis-a-vis de ce spuneai mai devreme, contează ce vor face, dar eu zic că contează și cum vor comunica. Pentru că nu se poate una fără alta. Pentru că poți să faci lucruri și pentru că vorbeai de un primar nevrând să-i dai numele. E, uite, acel primar, eu mi-amintesc de o discuție cu el, a făcut lucruri extraordinare în oraș. Multe și însemnate și totuși nu a reușit niciodată să-și vândă marfa, cum se spune într-un stil peiorativ, adică n-a reușit să ducă aceste lucruri să fie cunoscute. Ele se știau de cei care... Și mandate de primar nu sunt suficiente. Sau... Păi bun, cred că sunt totuși 5, nu chiar 6, dar... Păi, plecând de la cel din... A, cel de dinainte. Păi bun, dar ținând cont de realizări, poate putea să neapărat să mai ocupe încă unul sau putea să tindă la o funcție mai importantă sau să joace un rol politic mai important. Lucrurile astea sunt legate. Dacă ești un foarte bun primar și ai lucruri importante în comunitatea ta, vezi cum e, că te poate propulsa pentru o funcție mai înaltă, pentru un parlamentar, pentru un... o funcție din asta, de secretar de stat, de tot felul de funcții care se oferă recompensă. Dar în momentul în care faci lucruri și le ții doar pentru tine și pentru micul cerc, că nici măcar tu, în momentul în care ești un primar care sau un polițian care comunică, nu comunici doar pentru cei din orașul tău, comunici pentru întreaga opinie publică și lucrurile pot, dar și pentru comunitatea ta. Eu sunt convins că multe din lucrurile pe care le-a făcut, că tot îmi vine să-i zic numele, le-a făcut acest primar, nu erau cunoscute nici măcar în orașul lui în totalitate. Pentru că știi cum e, omul vorbește și se lovește de ce îl interesează pe el. Nu știe el că ai asfaltat nu știu ce stradă care poate e mai lăturalnică sau mai știu eu ce. Adică eu nu cred și nu o să mă poată convinge nimeni niciodată că se poate face politică fără o comunicare adecvată. Pentru că asta e esența politicii, să faci lucruri bune și să ai grijă să se afle despre ele. Că așa dacă nu faci, n-ai ce spune, dacă faci și nu spui, iară nu e ok. Adică... Intrăm în conflict cu comunicare, sigur. Care comunicarea e importantă, așa cum am subliniat mai devreme. La PSD, la Hunedoara, ca să... E liniște. Intrăm. E un pic liniște, da. Președintele... Consiliul Județean, președintele ales, da, nu știu, e prea București, nu prea stă mai nu știu, acolo. Am înțeles că urmează să depună jurământul dacă n-au depus. Urmează să depună și el jurământul, sigur, dar mai mult stă prea București, nu știu, nu e greu să... Acum se iau decizii grele la partid și poate trebuie să fie să rău. E greu să se dezlipească de parlament, că el e încă parlamentar, nu? Sigur, până în ziua în care te pune jurământul. Și atunci, probabil că există un moment din ăsta de demisie, în care îți dai demisia, da, evident că nu poți să fii în același loc, în același timp, în două locuri. Dar, da, nu știu, acolo, și acolo, apropo de comunicare, vezi cum e, lucrurile transcet greu dinspre Deva. Nu se prea știe ce se întâmplă pe acolo, rare ori când mai afli câte ceva. Te pomenești cu lucrurile gata... Da. Acum, sigur, în perioada asta, știi cum e, faptul că depui jurământul, că am văzut că au făcut niște articole prin presă aceste depuneri de jurământ. Mie nu mi se pare o știre că ai depus jurământul. Adică e firesc, adică e în sinea lucrurilor să depui jurământul dacă ai fost ales. Nu? Adică de ce ar reprezenta o știre? Ce e extraordinar că ai depus jurământul? Pentru că aminte că am depus jurământul când am fost militar. Bun, au venit părinții, au venit rudele, bun, neamul. Era un jurământ, dar dacă ești primar de mai multe ori, te pui mai multe jurăminte. De 10 ori rudele și neamurile și prietenii. Da, nu știu. Dar nu e o știre. Adică din punctul meu de vedere, faptul că
X primar a depus jurământul, mie mi se pare o știre. Am văzut că mulți colegi de-ai mei... Este, se marchează practic începutul, cu ocazia. Sigur, dar poți să marchezi, începutul. Adică marchezi cu prima tăiere de panglică, când ai făcut ceva. Ăla, din momentul ăla s-au băut șampaniile, din momentul ăla poți să semnezi primele contracte de... Păi, da, și unde, dacă ai fost și înainte, nici măcar nu există o simbolistică. Da. Acum dezvălui cumva din casă, m-am întâlnit cu o doamnă care este secretara unui primar, reales, și am întrebat-o cum a fost trecerea dintr-un mandat în altul. Și răspunsul a fost sincer. Nici măcar nu s-a simțit. Adică, cam asta e cu jur. Adică, bun, poate dacă depui prima dată, să zicem că poate e un eveniment, dar nu e o știre. Rămân la părerea mea că nu este o știre de presă, că ai depus jurământul. Dar dacă ai mai depus, dacă e o continuitate, de fapt, închizi un mandat și deschizi altul, adică ca și când termini o carte și începe alta, adică nu mi se pare ieșit din comun. Da, sigur, asta e doar... Bun. Deci, pentru, practic, jurământul e mai important pentru cei care accedă la această funcție de primar. Sigur, exact. Așa. Jurământ, știi că jurământ se jură și în biserică. Ei se jură că nu fură. Nu, se jură și în biserică unii și după aceea se trag de ureche, adică... Da, deci de la PSD nu răzbate niciun sunet, nu răzbate nicio... Nu știu nimic, n-am niciun fel de informație de la PSD. Zvugnire, nu se simte... Decât lista pe care a ieșit, care nu are surprize mari, exact cum bănuiam. Exact cum știam. Da, nu... Se va întâmpla, nu, așa. Cred că nici n-avea ce să se întâmple spectaculos. Singurul lucru spectaculos este că nu mai este domnul Nistor, care era un fel de locomotivă, cred, a parlamentarilor, cel puțin, dacă nu chiar a partidului. Dar acum trebuie să descurce și fără el, să vedem ce o să gândească strategii PSD-ului. Sunt curios, așa, ca specialist să zic, cu ce o să iasă. Și prietenul Costel se întoarce înapoi la... Prietenul Costel se întoarce înapoi la... Nu știu, ar trebui să-l suni într-o emisiune, să intre în direct, să ne povestească planurile lui de viitor. Nu știu. Nu știu ce va face. Din ce am citit în presă, am înțeles că își dorește să continue la Consiliul Județean și să facă și o... nu știu cum să-i spun. Să-și exercite și funcția pentru care a fost ales, cea de consilier în Consiliul Local al Municipiului Petroșani. Chiar mă gândesc să facem o emisiune, chiar mă gândesc să facem o rubrică pe Facebook sau nu știu, să facem cumva, să primim, facem o emisiune pe săptămână și să primim întrebări de la telespectatori, toate nelămurile și toate problemele pe care le-au telespectatorii după parcursul unei săptămâni și să facem o agendă săptămânală a telespectatorului cu toate astea, să vedem. Facem și o întrebare. Ce credeți că va face Costel, prietenul nostru Costel, în următoarea perioadă? Se va întoarce de unde a plecat? Are proiecte noi? Asta are... e deja un sondaj, ce vrei tu să faci? Da, are... Este foarte interesant. Nu știu dacă crezi că e lumea curioasă. Da, păi da, sunt convins că să fie. Eu zic că facem top, să facem... Mai interesant va fi când va începe Consiliul cel nou. Să vedem cum va fi acolo, cum se vor fi, cu cuțitele pe masă, cu cuțitele sub masă. Da, nu știu cine ar avea cuțitele la îndemână. Așa se zvonește, am spus aici la emisiunea, am povestit. Da, numai că sunt o majoritate confortabilă. Ce să... Păi nu e, majoritatea depinde cum o construiești. Deocamdată nu a transpirat nimic, nu știm nici cine va fi viceprimar. S-au vehiculat nume. Te referi la Consiliul Local din Petroșani? Din Petroșani, da. Eu rămăsesem cu la ideea... La Consiliul Județean nu, acolo s-au și nominalizat deja vicepreședinții. Nu mai e nimic. Nu mai e nimic de spus acolo. Dar eu mă referam la Consiliul Local din Petroșani, unde se anunță... Sunt convins că primarul, așa cum spuneai și tu, primarul Riț totdeauna are 2-3 ași în mânecă și... Da, cred că e pregătit. Și pentru luptă, nu? Lui nu cred că e pregătit pentru luptă, pentru că nu are ce să se lupte, că lui mai trebuie un vot. Nu-i trebuie un singur vot. De multe ori știi că votul ăla e greu de făcut rost. Acum, sigur, rămâne de văzut. Eu spun ce se prefigura înainte de a deveni cumva deja real că va fi un
se va depune jurământul și a doua zi vor intra în pâine, cum se zice. Dar eu sunt curios cum va arăta prima ședință, a doua ședință, a treia ședință. Sper că, acum nu știu, dar nu mai e moda să mergi fizic. Prima ședință va fi mai distinctă, în restul a doua ședință, a treia ședință va asemenea cu a doua ședință. Deci nu... Nu, mare, prima ședință va fi festivă, cum exact. Am văzut că se practică, dar nu, eu vorbesc de prima ședință reală, adică cu proiecte, cu tot ce trebuie, adică nu, aia va fi ședința de început, nu, asta festivă, cum spuneam, mie mi se pare cumva că se forțează nota în aceea ce privește aceste ședințe. Bun, sunt importante, emoțional poate, dacă ești la primul mandat, dar în rest nu, ele sunt un eveniment care se bifează și cu asta basta, se trece mai departe. Oamenii nu au câștigat alegeri ca să depună jurământul. Ei au câștigat alegeri ca să apuce de ceva. Să facă treabă. Să facă treabă. Cel puțin așa se spune. Păi, în orice caz te-ai aflat, faci treabă, nu? Dacă... Păi, acum da, unii merg să facă treabă pentru comunitate, alții merg să facă treabă pentru ei. Alții au de angajat niște ruderi, niște prieteni, niște amante, niște nu știu ce. Din păcate cam astea la noi. Și atunci ajunge acolo, face treaba pentru el. Păi asta spun, adică așa trebuie să judecăm și eu invit pe telespectatori să urmărească cu un ochi critic ce fac acești oameni. Mi-aduc aminte de întrebarea adresată lui președintelui Barna de la USR. Domnul Barna, dumneavoastră ați făcut acolo cu fondurile europene, ați avut mulți bani, buget mare, dar ce ați făcut bani? Păi ce am dat mai departe, da. Ați dat la prieteni așa, ați dat la mai mult la rude chiar. La rude chiar și asta, cum e? Dom'le, a trebuit să fac ceva cu bani, să-i dau la cineva, păi nu, că cui să-i dau? Am dat și eu la rude, am dat și eu la prieteni, deci cam asta e... Uite, dacă ai deschis subiectul USR și cred că mai avem puțin timp, citeam un articol zilele trecute foarte interesant. Între europarlamentarele din 2019 și localele din 2020, USR a pierdut 1,5 milioane de voturi. Mi se pare extraordinar de mult. Și dacă ar fi, apropo de ce vorbeam săptămâna trecută, o politică pe bune la USR, poate ar fi un moment în care cineva să-l tragă de urechi pe domnul Barna, pentru că totuși 1,5 milioane de voturi... Pentru că trebuie să fii de acord cu mine, Nicu Tașcă, USR nu este un partid, este o stare de spirit. Sau da. A fost o stare de spirit, de acord. Spirit care s-a estompat mult între timp și faptul că n-au dovedit că sunt mai buni decât alții. Sigur. Ce a răzbătut? Vezi, apropo de rolul presei. Presa a arătat că la USR nu este deloc cum am fi vrut să fie. Adică exact aceleași metehne. M-ar fi vrut unii să fie, pentru că eu nu i-am votat pe USR. Nu știu. Bun, nici eu nu pot să zic că sunt un votant al USR, dar aveam oarecare dorință să văd altceva. Adică... La un moment dat când ești tânăr, tinzi să fii de stânga. Eu am fost împotriva curentului mereu, când eram mai tânăr eram de dreapta. Și când ajungi la o anumită vârstă, se inversează rol sensurile și ajungi de dreapta, eu am ajuns mai mult de stânga. Deci tu ai fost invers decât... Acum mă declar că nu mai sunt de niciun fel pentru că mi-am dat seama că până la urmă fiecare își vede de treaba lui și m-am gândit că cel mai bine să mă ușor de treaba mea. Știi? Adică să-mi... Dar dacă, ca să închid povestea cu Barna și cu USR-ul, am citit tot așa astăzi răsfăind presa că a dat un interviu domnul Barna și a spus că speră la un, sau își dorește un scor de 20%. Eu cred că nu-l va obține, dar... Eu cred că va obține mai puțin ca la locale, părerea mea. Da, la locale arată destul de rău USR-ul și, bun, a câștigat câteva locuri importante pentru ce am vorbit și la începutul emisiunii, dar pe ansamblu nu. Poți să zici că a fost o prestație bună. Dovadă că în multe consilii locale, nici n-au intrat. Na. Nici nu există. Și în Consiliul Județean au intrat cu greutate cu doi oameni. Da. Și au făcut și o greșeală ciudată, așa ciudată, care dă dovadă de diletantism politic. S-a declarat alianță cu plus ca să și pragul la alianțe de 7%. Păi tocmai de aia a intrat în Consiliul Județean, pentru că la Consiliul Județean n-a funcționat alianța. Și atunci au avut, nu mai știu cât au avut, n-au avut oricum 7% și au intrat pe
speze proprii. Dovadă că plus una a mai intrat, a rămas pe din afară. Pentru că ei au... Plusul a făcut un joc ciudat în multe, multe locuri, dar acum înțeleg că se s-o pun împreună și vor merge împreună. Pentru că și aici apare o problemă. Totuși la USR unii s-au împământenit acolo, s-au ținut de uși, s-au baronizat. E, acum trebuie să-și mai taie din baroneală și să împartă și cu cei de la, de la Plus. Care sunt flămânzi. Da, sunt flămânzi și mulți la Plus acolo sunt și genul mai boemi, așa, mai... din partea frumoasă a politicii. Ăștia de la USR sau mai... cum se spune? Mai Julien. Da, s-au mai dedat la de toate, au văzut și partea bună a politicii, adică s-au mai înfructat de aici, de acolo, din câte ceva. Ăia de la Plus vin cam așa, cam pe masa pusă, cum rămâni, zic ce cineva, da? Și nu, eu zic că nu va fi ușoară nici absorția asta, deși la nivel de leadership pare că ei se înțeleg destul de bine acolo. Dar în teritoriu mai ales, nu cred Hai că va trece. Hai să totuși cu PMP-ul și să vedem și PMP-ul ce șanse are să intre în Parlament. E un partid, părerea mea, este un partid ciudat, acest PMP. E mai ciudat ca USR. Cum a zice... USR a venit pe o stare de spirit, PMP-ul a venit pe greșeala istoriei, nu știu. Nu, PMP-ul a venit pe un brand politic numit Traian Băsescu. Pe o greșeală istorie, adică. Pe o greșeală istorie numită Traian Băsescu. Da, cum aș zice Băsescu, cel mai mare partid dintre partidele mici. PMP-ul, da, din păcate, nu peste tot în țară PMP-ul reprezintă ceva. Și nu va fi ușor să se impună. Bun, la nivel național, la București, la orașele mai mari, e ceva. PMP-ul. Din păcate, nu peste tot și nu va fi simplu, pentru că criza aceasta de lideri e pregnantă și la PMP, cum e la toate partidele mici. Pentru că nu se mai găsesc lideri, nu se caută, în primul rând, nu se mai caută lideri. Dovadă că, uite, și PMP-ul, de câte ori are câte o poveste electorală din aceasta, apelează tot la bătrânul marinar, nu? Bătrânul pentru că n-au altul. Bătrânul marinar bețiv, care... mai răscurește el un pic prin rahatul... Da. Eugen Tomac, deși se antrenează în spatele lui Băsescu de atâta timp, totuși nu a reușit... A rămas tânără speranță. N-a reușit să se impună... Bun, acum, în urma lui Traian Băsescu e și greu să crească cineva, adică nimeni. Adică ține lucrurile în mână. La umbra lui Băsescu nu crește nimic și acum se pare că Udrea... fosta blondă de la Cotroceni vrea să se reinventeze, nu? Eu zic că e de urmărit. Dacă vine în PMP, cred că trebuie să fim atenți. Cred că ia fața lui... Nu neapărat, dar cred că va avea un reviriment. De altfel, eu cred că dacă Elena Udrea se va întoarce în politică, știi ca în Alexandru Răpușneanu, de mă voi scula, pe mulți să popesc. Păi, din ce am înțeles de la un alt post de televiziune, cam asta își dorește. Acum cât să stea și ea pe margine? Adică, cam asta își dorește. Va fi interesant. Din păcate, în afară de liderii centrali despre care am vorbit și astă seară, vezi că în teritoriu e cam penurie. Nu prea putem să numărăm nimic în coșul de lideri. Adică niciun lider mare nou nu a apărut încă, să zicem, uite domnule, unul care să ne uităm la el, să-l urmărim. Că, da. E greu, va fi greu deci în continuare. Se joacă. Deci întotdeauna se politica joacă. Se va juca. Deci se joacă, asta cred și eu. Acum va fi interesant scorul celor două partide, principalele partide PNL și PSD, pentru că de aici vor urma și alianțele, cum se vor face alianțele. Bun, pentru PNL nu, dacă pentru PSD e previzibilă o alianță cu Pro-România și cu, mă rog, PP-USL sau știu în ce formulă,
Pentru PNL, o coabitare cu USR nu e deloc. Și de nu uita și de PMP. Probabil că va fi și PMP-ul. Deja PMP e la guvernare, într-o formulă, dar USR-ul e într-adevăr condamnat să intre la guvernare. În sfârșit, acum nu vor mai putea să se ascundă. Mai facem, cu promisiunea că mai facem și altă dată, domnilor și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi. Nicu Tașcă, îți mulțumesc mult pentru prezență. Doamne și domnilor, asta a fost emisiunea. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.